Bine v-am regăsit. Am luat niște accesorii pentru înfiletanta Makita. Nu că n-aș fi avut eu accesorii, dar am văzut valiza asta și mi-a plăcut așa cum arată și cum sunt organizate accesoriile astea în valiză. Plus că are câteva modele de spirale pe care într-un timp le căutam. O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Vine ambalat așa într-o cutie de carton. Așa arată valiza și aici sunt scrise toate piesele care o compun. Sunt 43 de piese în valiză. Haideți să desfacem valiza și să vedem mai de aproape cum arată aceste accesorii. Deci, trusa arată cam așa. Este o valijoară foarte simpatică care se închide destul de mică. Are o protecție de plastic aici, prinsă în niște șuruburi. O să le desfac. Am desfăcut protecția asta din plastic și înăuntru, aici arată exact așa cum va arăta și pe desenul de pe ambalaj. Bun, hai să vedem un pic mai de aproape. Aici avem un rând de biți lungi, din așa chiar nu aveam. Biți lungi mai sunt și aici jos. Ăștia sunt buni că pot să-i introduc în mandrină direct așa cum sunt, fără acel prelungitor. Aici avem niște torxuri de la 10 până la 45. Aici mai avem niște imbusuri de genul ăsta așa. Foarte util și ăștia. Imbusuri de la 3 la 7. Niște chei tubulare, eram foarte curios să văd dacă sunt cu magnet, dar nu sunt cu magnet. Aș fi vrut să le folosesc pe la înfiletat de șuruburi pentru tablă, dar nu sunt cu magnet. Aici chei tubulare sau hexagonale de la 5 la 13. Mai are un prelungitor pentru biți. Asta vreau să-l verific acum, să văd dacă e drept. Perfect centrat. Asta iară mă interesa că este, sau credeam eu că este un suport pentru biți, să-l pun la mașina de găurit, dar trebuie să văd cum vine și dacă vine și dacă e pentru așa ceva, dar pentru altceva nu prea îmi dau seama pentru ce ar putea fi, ar mai putea fi deprins la centură și să-mi pună niște capete de biți pe care vreau să le am la îndemână. Altfel, la mașină nu îmi dau seama cum ar veni puse, că nu are niciun fel de loc unde să înfiletezi. Aici ar avea niște găurele să înfiletezi, dar asta nu are posibilitatea să... Asta chiar m-a făcut curios să văd ce este și o să încerc să caut pe net niște informații. Dar asta e bănuiala mea, că ar fi... Probabil se poate pune la centură și să-ți pui niște din ăștia la îndemână, să-i ai dacă ești undeva și lucrezi cu mașina, înșurubezi. Deși văd că e destul de greu de aici, nu știu cât ar putea. A mișcat și camera. Nu știu cât ar putea fi de practici. În fine, mai departe. Intră un pic cam greu acolo. Aici mai are un prelungitor pentru chei tubulare cu bilă. Dacă vreau să strâng ceva cu înfiletanta, nu prea aș folosi o înfiletantă la strâns cu chei tubulare, piulițe sau ceva, dar este în set. Și în continuare avem niște biți drepți, avem PZ 0123. Mai avem doi din ăștia lungi, așa, un PZ2 și un PH2. Probabil că o să-i folosesc și pe ăștia la ceva.
deși lungi așa și la grosimea asta, nu știu la ce ar putea merge, mai sunt unele scule electrice unde nu prea intră bitul normal, dar sunt un pic cam groase pentru așa ceva. Deci, cum vă spuneam, biți drepți pe H-uri până la 3 și ăștia mă cam interesau în mod deosebit. Pentru un timp am căutat să cumpăr așa ceva, pentru că de multe ori voiam să fac o pregăurire înainte să înfiletez un șurub și nu aveam tot timpul la dispoziție cele două înfiletante, așa că unul de ăsta îl băgam direct aici în prelungitorul pentru biți, dau pregăurirea și pe urmă introduc înapoi bitul. Deci, pentru asta, ca să nu mai dau capătul jos de la prelungitorul pentru biți, sunt un pic cam unsuroși. Deci sunt de la 2, deci avem 2,5, 3, 4 și 5. Mă interesau în special ăștia de 2,5, 3. Ăștia mai rar aș putea să-i folosesc la pregăuri, dar eu sunt mulțumit că sunt. Deci cam așa arată, o valizucă mică, simpatică, se poate strânge în felul ăsta așa. Are aici niște cleme de închidere. Să văd și de ce nu merge. Merge. Și o valiză foarte simpatică. Mai avem aici logo Makita. Deci asta pot să o iau după mine undeva foarte comod dacă mă duc să fac o mică treabă, să montez ceva, de exemplu, am luat asta, am luat înfiletanta și am tot ce trebuie după mine. Și mi s-a părut simpatică și de asta am și luat-o. Ca atare. Haideți să. Am zis că vreau să probez asta cât ar fi de drept. Știți că eu am o problemă cu prelungitoarele astea pentru biți. Dacă nu e perfect drept, îi aruncă, nu am ce să fac cu ei, nu-i suport. Să punem un bit din ăsta scurt, să vedem cam cât ar fi de centrat. Să vedem dacă se vede ceva. Foarte, foarte puțin e descentrat. Acum ar putea să fie și bitul, nu neapărat prelungitorul pentru bit, dar este acceptabilă marja, să zic așa. Deci prelungitorul pentru biți e chiar ok. O să-l țin în valiză, să-l am la îndemână atunci când o transport undeva. Nici nu știu unde era. Cred că era aici. Și mai aveam acel suport din cauciuc pe care nu știu unde l-am pus, fie el pe aici pe undeva. Bun. Asta voiam să vă arăt legat de accesoriile astea de la Makita. O să ne reauzim la clipul următor. Așa că până data viitoare, numai bine!